Bă, băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul RAUL2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă, băieți! Bine... Zai, fă tu intro, te las pe tine, Ilie. Bineînțeles. Păi și fă. Vrei să fac, vrei să fac așa cu băieții? Da. Hai, fă. Salutare, tu... Hai. Mai ții minte cum Coie, făcea... fă-l odată, că e filmarea pornită de 20 de secunde. Mai ții minte cum făcea Pletosul în video lui Andy Popescu? Hai, tai asta. Tai asta, dar Andy Popescu nu tăia. Bine v-am regăsit la un episod de CSGO Matchmaking Hacking legit împreună cu Zedo. Bă, și cu Raul 2K? Nu știu ce să mai zic. Nu știu, let's go rush big, ai zgrauș bag cu sucabliat. Ok, bă, băieți, hai să mergem la acest episod. Dacă mai vreți episod de genul în continuare, 1000 de like-uri. 1500 de like-uri pentru că sunt și eu în deci 1000 de like-uri pentru mine și 500 pentru Iliuță, pentru că e și Ilie cu noi. Nu uitați că avem... Dați-mi like. Mamă, nu mai știu să joc, bă, băieți. N-am mai intrat de 2 săptămâni în CSGO, bă, băieți, și nu mai știu să joc. Deci am așa, Coaie, am... Tu câte ai FPS-uri ok sau ai FPS-uri puține? Nu știu, frate, că nu stau de obsedat încât să mă uit la FPS-uri. Nu știu, frate, eu am 180 de FPS-uri și înainte aveam 300, puii mei, ești nebun la cap. Mă, 7% viață, coi! Ia să-l vedem pe Ilie, ai murit. Ce e să mă mai vezi? Ce e să te mai văd că ai murit? Mamă, dar vezi că joacă bine ăștia de la ei. Sau nu știu dacă au hex sau nu. Că joacă dacă e. Bine, ideea e că jucăm la Silver în pana mea. Vezi că îmi dezactivez FPS-urile că... Na. Ia, cum văd câte FPS-uri am? Net underline graph 1. Mi-am dat 0. Net graph 1. Ia vezi. Am 120 de FPS-uri. Da, aia zic, iar au făcut ăștia un update de la de căcat de scad FPS-urile, mă. Fii atent și da, eu. Da, nu, zici că efectiv e V-Sync on. Da, și da, nu, la mine nu e la modul ăla. Dar fii atent cu aia. Nu, la 120 de FPS-uri și nici nu crește nici scad. Da, dar tu ai 144, de aia simți. Eu nu simt că am 60 și oricum am mai multe FPS-uri decât ferți. Oh, my friend rota, ce dracu. Ce vrei, mă? Mamă, stai să dea pic, fii încă, o să rămână fără gloanțe, rămâi fără gloanțe. Unul mort. Rămâi fără gloanțe. O rămas fără gloanțe. Ha. Da, bă, băieți, și mă scuzați că n-am mai postat de atâta timp, am fost și eu cu treabă, cu alea de unde cu treabă, cu Lenia. Aia zi, mă, Ilie, câți kilometri am făcut eu pe Eurotrack cu tine în conferințe? Să moară faina mea, 100.000 de kilometri. Bă, băieți, gândiți-vă, eu în ultima perioadă când n-am mai postat, efectiv, n-am avut chef de nimic, bă, n-am avut căști. Acum două zile mi-au venit și mie căștile, mi-am luat frumos Razer, cred că Nix, acum avem căști frumoase, frumos, așa că elegant. Bă, eu de 4 ani de zile n-am mai avut, mă, și eu niște căști ca lumea, numai cu janghine de alea la 30 de lei umblam, care mi se stricau după 2 săptămâni de folosință, ba mi se auzea într-o cască, ba nu se mai auzea deloc, le țineam pe cap de formă și chestii de astea. Bă, tu mă crezi că eu acum, băi, după 4 ani de zile când vorbesc într-un videoclip, eu nu mi-aud vocea aproape deloc? Nu știu cum să zic, eu mi-aud doar în capul meu vocea, ba așa de bine antifonează căștile astea trăiți, iar eu nici nu-mi dau seama dacă vorbesc tare sau încet. Eu până acum mă stresam că poate vorbesc prea încet pe videouri, pe acum nici nu mai trebuie să-mi fac griji pentru asta, că sunt sigur că vorbesc super tare. Ești nebun la cap? Păi nu mi-aud vocea, ești nebun la cap. Nu știu cum să-ți explic. Tu ești obișnuit deja, dar eu nu sunt obișnuit cu căști de 30 de lei, de a auzeam cu muzica la maxim musca, cum fâsâia prin cameră, ești nebun. Misca, Miki... Fence, oanta pe și ăla. Șpoc! Mamă, dar vezi că am intrat tare în joc, frate. Am intrat tare rău de tot în joc. Bineînțeles! Bineînțeles! Ia zi, cine zicea bineînțeles? Dacă ies bani... Andy Popescu. Alex, where are you from? I am from India. India, nu, from India. Ia, lasă-i, că vreau să-i oftic. Hai, vrei să dăm un pic cu AVP-urile pe mid? Da, bă, băieți, nu uitați, aveți configul acesta în descriere la videoclipul anterior, pentru că este configul 2020. Am zis să nu mai pun skin-uri, mie îmi place cel puțin, acum am început să-mi placă să joc cu skin-urile default și ideea e că oricum... Poate nu la multe persoane le plăceau skinurile pe care le puneam eu pe config, așa că am zis, bă, frate, nu pun niciun skin, vă puneți voi ce skinuri vreți, pentru că până la urmă skinurile sunt irelevante la config, adică nu-i mai bun configul dacă ai skinuri mai faine. Și am zis că până la urmă rămâne la decizia fiecăruia ce skinuri să-și pună pe config. Aoleo. Why? Bă, cum se numea melodia aia cu aia? Why? Găsești. Băgam ia șpula în digger-ul ăla cu aia. Vezi că s-a activat ăla rău de tot. S-a activat rău de tot. Mamă, ăștia pe... Go, it's City, regi, City, man. Go, wow, City. Ce cutie tare asta, stai că dau schemă, îi dau ad pe contul meu. Așa, mamă, mi-e dor de vremurile alea. Bă, deci Ilie când aveam 14 ani amândoi, mă rog, el avea
15, eu aveam 14. Bă, băieți, fiți atenți aici, coaie. Bă, când intram în matchmaking, el nu zicea nimica. După aia m-am prins eu de smecherie și de atunci am început și mecheria asta cu hai că-i dau ad. Bă, după fiecare match în care avea unul cuțit, când mă uitam în lista de prieteni a lui Ilie, îi avea pe toți oamenii din meciul respectiv care aveau cuțite sau skin-uri scumpe, coaie. Și mă miram, eu ziceam, bă, ce dracu face asta, mă? Deci omul, coaie, i-a adăugat pe toți cu cuțite și omul încerca să le dea skin, nicio treabă. Photoshop-a omul meu pe safe-urile de l-european două. Mamă, coaie, când ai ăla cu Infernus, să facem story time, cu oricum ăla nici de pula mea nu mai joc, nu mai aveți ce să-mi faceți. Și aveam 14, nu mai aveți ce să-mi faceți. Pot să-mi iau bani pe baghet, mă doare în cur. Contul ăla oricum e bana pentru cheats deja. Uitați-vă, bă, băieți, vrei să facem story time cu faza de pe Samp? Cred că pot să povestesc și acum, că nu e de mult de povestit. Păi da, păi story time adică acum. Ah, am crezut. Da, mă, vin la tine la București, aduc DSLR-ul lui Fabi, ne punem la o terasă la frumos. Păi da, facem story time, ești nebun. Nu, mă, vreau să povestesc acum. Fiți atenți, bă, băieți. Așa, bravo. Fiți atenți, bă, băieți, care e faza cu ăla. Vă jucam eu, m-a apucat și eu cu Ilie prin 2015-2016 de Bagged, dar cred că 2015, mă, nu era 2000, nu mai știu. 2015-2016 de Bagged. Și, da, știți, v-am zis cum era Ilie, cu schemurile, cu astea omul n-avea treabă. Bă, un ban cinstit nu era stare să facă omul meu, mă. Și când jucam cu el 5M, mai recent, prin 2018. Și când jucam 5M cu el în 2018, trăiți iar. Eu mă duceam frumos, făceam pizza delivery, făceam chestii normale. Omul meu cu aia se ducea și prostea copiii de 12 ani să le dea, să-i dea locația de droguri cu aia. Se dădea drept prieten, zici că erai pedofil în pula mea. Zici, hai, prietenul meu, hai că ești super de treabă, frate. Omul avea 12 ani cu aia. Hai că ești super de treabă, frate. Nu dai și mie locația de la droguri de acolo, frate. Știi ce zic? Deci omul meu nu mai așa face în jocuri, frate. Nu-i în stare să facă un ban cinstit. Bă, un ban. Zici că-s eu, real life, coaie. Deci n-a, bă, nicio treabă, mă, da, omul meu. Toate jocurile, ești, mai știi cum mai în orice joc. Nu aveam coaie la un moment dat? Da, coaie, mamă, băi. Taia, aveam mare inventar pe ce se numai din da, tipe. Coaie, mamă, dar tine Crocodile la HD coaie cu țeapa aia de 20 de milioane i-am dat-o. La Crocodile, nu mai. Poate omul încă se uită la mine cu aia și terminat. Păi și să fie sănătos, ce pula mea. Dar nu mai știu cum ai dat țeapa aia, cu ce ai dat-o exact, nu mai țin minte cu ce ai dat-o. L-am păcălit că-i cumpăr eu a Imer sau ceva de cină. Da. Fiatin. Și ziceai, bă, hai că frate că-ți cumpără Imer, dar mamă, l-a dat și abandon deja, gata, surrender, ești nemun. Fiți aici, bă, băieți. Omul meu i-a zis la... Era un abonat de-a meu de foarte mult timp, de 2016, nu mai știu, 2015, tot prin perioada aia, în perioada aia am făcut toate nebunile cu Ilie. Și zice omul meu Ilie la ăla, bă frate, nu-mi dai mă frate, nu, ăla voia Aimer foarte mult știu, dar nu avea banii pe Paysafe și Aimer nu puteai să cumperi cu Paysafe. Și zicea Ilie, ai frate că ți-l cumpăr eu, ce facem aici? Băi, și omul meu Ilie îi trimite ăla banii Paysafe, îi trimite vreo 4 milioane prima dată. După aia zice Ilie, bă frate, fii atent că-s taxe și alea, mai trimite încă 6 milioane. Mai trimite încă 6 milioane că-s taxe, știi ce zic? I-a trimis omul meu 6 milioane, n-am mai auzit de Ilie de atunci. Mi-a mai trimis bani odată să-i cumpăr, gen tot atunci, tot în ziua aia, exact în aceea zi, mi-a trimis bani să-i cumpăr și cuțit de pe Steam Market. Da, mă, tu îți dai seama cu aia cât de dobit-o cântul la mea. Să-i dai 50.000 de euro la unul să-ți aducă o mașină, ăla să treacă vreo săptămână să nu-ți o aducă și tu să-i mai dai încă 50.000 de euro să-ți facă și modificări la ea, în pula mea. Și la nici n-are mașina cumpărată, ești nebun. Deci ceva de genul ai fost cu Crocodile ăla. Bă, câte amintiri, mă, frate. Noi am putea să facem un videoclip întreg de story time, să-mi bag picioarele. Bă, eu eram ce par rău de tot, mă, înainte. Dar și eu eram pe Minecraft, coaie. Eu pe Minecraft dădeam țepe multe, cu conturi premium. Bă, eu știi cu ce dădeam, frate? Eu cu capele de alea de Optifine dădeam țepe. Nu, eu nici n-aveam treabă cu capele. Deci fii atent, aveam pe cont vreo 3 cape de alea. Și eu le vindeam la oameni și aveam vreo 3 cape, știi? Una o aveam pe contul meu și două erau de vânzare. Da. Și era o chestie ca de noroc. Eu mă duceam pe servere, pe Hive și pe toate alea și spamam în chat că cine vrea capă de Optifine, că dați-mi ad pe Skype, nu știu ce, știi, 5 euro. Și mă rog, oamenii îmi dădeau ad și voiau să cumpere capa, cumpărau capa și eu le treceam pe e-mailul lor. Și în momentul în care, cum ar veni, îmi venea alt client, eu scoteam lui ăla și eu treceam lui celălalt. Mamă, coaie, bișnițare, dai să-mi bag picioarele. Nu, fii atent, coaie. Adică aveai capă după noroc, 2-3 zile. Nu, fii atent, eu aveam vreo 1000 de abonați la momentul respectiv. Poți să-i trebuie, aveam vreo 1000 de abonați, știi, vezi când filmez. Mamă, coaie, ce backtrack i-am dat ăsta. Aveam vreo 1000 de abonați, coaie, și pe vremea aia, în 2014, când aveam 1000 de abonați, era enorm de mult, ai seama, bine, enorm de mult, era enorm de mult, era destul de mult, e ca și cum ai avea acum 40.000, știi? Și tot le ziceam la copii de aia, de ziceam, bă frate, nu dai și mie contul de Minecraft Premium să filmez un episod. Și filmam pula pe e-mail, le schimbam parola, le băgam totul pe e-mailul meu și zicea, știi că atunci nu era pe Minecraft.net, nu era cu confirmare pe mail, cu nebunii. Băgai doar mailul nou și schimbai contul, știi? Mamă, și câte conturi am luat așa să-mi bat picioarele, mă. Hai de capul meu. Ne-am lăsat copiii fără conturi cu aia și le-am banat pe toate. Și mi se pare că am și vândut câteva din ele. Mamă, da,
Hai că pe CS am mai rupt țepele cum le-am mai rupt. Am mai dat schimb de un cuțit de nu știu ce. Bă, pe Minecraft am mai dat cum am dat. Bă, da, pe Samp. De-am ajuns să am cea mai mare revere de Samp. Pe Blue. Mâncați și pula ta din, bă, din țepe. Deci îmi dădea Ilie partajare. Bă, voi știți ce atent era la detalii în Photoshop? Bă, omul dădea zoom X1000 acolo. Pixelii vedea, mă, și modifica pixel cu pixel în puii mei. Aia din Paysafe, coaie. Suma din data din Paysafe, coaie. Mamă, și ai... data și suma, tot da, se pare că e Paysafe da, nu înțeleg, atât. Eu nu înțeleg ce dobitoc credeau chestia aia. Tu îți dai seama cât de dobitoc poți să fii să crezi așa ceva în primul rând? Nu. Nu știu, aveam, bine. Eu păream de încredere, man, că eu mă foloseam mereu de faptul că am level mare. Nu știu, mare tu ai pe nu, Steam. Nu level mare pe Steam. Tu știai cum să vorbești cu ei, știi? Eu nu, eu la 2015 când făceai tu șmecherile alea nu știam să vorbesc cu ei. Eu ziceam la hai frate, nu știi că eram copil, dar a disperat de 10 ani. Și chiar bine, chiar așa eram, că câți ani aveam drecu. Mamă, m-am omorât ăla. Știi? Și de aia nu, tu aveai puterea asta de convingere. Are hack ăla. Care? Dambes ăla, Zambres. La ușă, în pula mea, când dădea pic în la... Păi ai grijă, vezi cum dai în el, ai grijă. Mamă, ce-a fost asta cu aia? Dă-i one tap, nu te cred. Băi, ești prost. Băi. Băi, mai încet, bă. Poate ții drept cu bani, îmi dă direnc. Că... Bravo. Bă. Ai fost casa aici. Fiat, hai să dăm un pic pe middle, dar fiat, urmărește-l cu ălul prin ăsta. Gen să-l iei prin ușa, că dacă îi dăm amândoi un hit, îl luăm, știi? Hai să încercăm să-l omorăm punul, dar urmărești cu ălul prin perete, știi? Ce zic? Uite ce m-a speriat. O să-i să Andreea Becu cu aici, m-a speriat, am crezut că s-a luat curentul. Hai, hai, repede, să dăm pic aici amândoi. Hai. Dar fie îl urmărești cu ăla prin perete. Hai, hai, uite-l pe ăla. Dar stai, stai să sară. Lasă-l să sară, că o să sară cel puțin. Unu și îl urmărești prin perete. Hai. Aia zic. Mamă, dar doar eu l-am luat. Eu tras în picioare, ai dat 20 de mici, dracu. Dar ce să facem așa? Tu ce notificări ai de se aud așa? Că eu tot timpul le aud, dar nu-mi dau seama ce notificări ies. Nu știu, dracu, să-l ia. Ups. Na, ăla cred că chiar are ceva, mă. Nu știu ce să zic. Poate au avut bulan, poate nu, dar poate... ia să-i vedem profilul, luăm acum la... Bă. Da. Ia să te văd, Ilie. Speedy, aha, Speedy Gonzalez, uite cum îl cheamă pe ăla cu aia. N-ai tu pe-o să-i dai. Bravo. Bă. Mamă, uite-l pe Zartec ăsta. Ce pe tine nu te enervează cu aia? N-ai o stare de aia de anxietate când vezi că se uită, gen un player legit, se uită la unul fix prin smoke, dar nu trage? Bravo. Mamă, cu aia, ce prost a tras ăsta. Da, Silver cu aia, n-ai ce să le faci. Window. Mhm. Nu mă, ăștia Silver, ăștia, dacă îi lași singur, pierd meciul. Că noi doi cărăm, nu vezi? A, coaie, are Silver-ul ăla mai multe kill-uri, mai mult scor decât tine? Deci nu cred așa ceva. Yellow, drop me an AVP, please, drop me AVP. GG. AVP, OP, OP, AVP. OP. OP. Give me AVP, please. Behind you, man. Press G, man. Drop me, please. Dacă nu-mi dropează, e cel mai terminat om de pe planetă. Drop me, man, please, man, drop me, you have money, man. Uite și tu ce ratat, vezi de ce nu-mi plac mie rușii. Oh, thank you, man, thank you, Russian, the best. Ce-a zis ăla? I-am dat acar, nu? Dacă nu-ți dădea AVP-ul să mă răfai, aia nu-i dădea mare vigil în cap. Da, și eu la fel cu aia, îi dădeam, îl împușcam, luam eu cu mâna mea. Fii atent aici, cu clivac bar? Nu fă de astea. Mamă, l-am luat prin ăla. Fii ce-i fal ăsta, ho-ho. Ah, fuck, am vrut să-i dau un scop, dar n-a reușit. Armane, babane, de ce RCFM? Oh, mamă, ai văzut ce-am dat ăla ăsta? Ce zici, ore în cap după meci, ăsta fiind aici, ce fac? Mamă, am vrut să-i dau un scop la ăla, stai ca în bombă. Hai mă, că-s pe primul loc, o duc bine. Dacă vrei după eu aia... Eu țin dragostea cu Anu. Cu Anu și beau vinul cu Borcanu. Borcanu și era Chiul beau... Mamă, dacă îi dădeam un scop la ăsta. Ia să zică cineva în comentarii dacă și-a luat cineva țeapă de la așa zisul Zedo. Da mă, sau de la Raul 2K. Mamă, mai ții minte pe Omegal? Salut frate, ții pe Raul 2K? Ah. Cine mă, ce parul ăla? Da, cu aia, dar nu înțeleg, jur. Poate țepele alea vechi de pe Minecraft. Hai că l-ai urmărit și tu pe... Nu l-am urmărit, că le auzeam. Mamă, cât de prost trăgea omul meu. Report for Alex, ok. Chiar ăla iasă, că am vrut să intru pe profilul ăla, dar n-am mai intrat. Mamă, dacă pierdem, nu pierdem asta, hai că... N-am pierdut-o. Bro, it's obvious. I smurf. Lol. I have 1k hours. Mama, de ce pun apostrof? De ce pun linia de aia cu aia după fiecare? Ia. Yeah. Search Raul 2K on YouTube to see me smurfing on this account.
To see me smurfing with cheese. Tașca, o să intre, că le-am mai dat toată. Bine, nu știu dacă... Fai-Q, uite cum a scris ăla, Fai-Q. Mamă, mă. Ia, mai zi ceva, Iliuț, hai să mergem story time-uri la băieți, dacă tot... Păi, ce dracu să zic, când era mai mare, ți-e par. Da. Sau când ai câștigat, ia uite-l pe ăsta. Vezi? Sau când... Mamă, să vezi ce mă jură ăsta acum. Yo, fast-ay, sparkles. Hai că sparkles dacă e. Fence îi bat pe ăștia, pe toți îi bat. Unul mort, doi morți. Trei morți, na, easy round. Stai să vezi ce mă jură ăștia acum, lol. Hai mă, faci și tu ceva, Eliuță? Păi că ce eu am zis... Păi eu am zis că facem Road to Global, frate, în seria asta. Da, păi bă, și unu... eu ce piste vrei să fac? Nu am mai intrat pe ce păi secoare 2 ani de zile să moară familia. Hai că de Alex the gay. Mamă, ce dume au ăștia. Zedo is telling me info, guys. Ai zis că tu le tu-mi dai info, coaie. Fie ce-i fala asta. Ah, fuck. Armanem, babaner, de ce ar ce-a Zedo is telling. Mamă, uite cum a scris. T-E-E-Ling. Mama a crezut că ți-a dat ție report, coaie. Fie de ce le fac. Hai să te văd, dă-le ură, frate, mușcă din ei. Eu dau un osco, fie. Vreau să-i dau. Nu. Mamă. Mai știi când ți-a dat ăla, mă? Sound of ăla, puii mei, ți-a dat ăla și jucai cu cheats să faci fraguri. Mm-hmm. Și ți-a comentat skin freak ăla la videoclip. Vezi că în videoclipul ăla nu aveam cheat. Hai că n-aveai, du-te mă că ți-a făcut cheat, era altul de la X22, nebun, vrei să te mint. N-aveam, fără ba da, aveai. Știi în care aveam și de fapt am și în care ziceam că nu am și am făcut și video demonstrativ că nu am. Mamă, știu. În care? Era unul, nu mai știu, pe Mirage, știu că era unul. Dar nu le mai ai, mă, nici pe privat, nici pe nimic cu aia. De ce le-ai șters? Nu, nu știu de ce plan am. Mamă, ce terminat. Dar puteți să le pui pe privat, eu nu înțeleg de ce le-ai șters, eu asta nu înțeleg. Erau super șmechere făcute. Nu știu, frate, în pula. Învățase să editeze super bine, ca sound of. Vezi că chiar editam șmechere. Păi asta zic, le editai super șmechere. Și ți-ai bătut joc aia. Scoteam videoclipuri mișto. Mai știi cu aia când încercai să-l convingi pe ăla cu Supreme în puii mei. Mamă, ce nouscă mi-am de la asta. Încercai să-l convingi pe ăla cu Supreme în puii mei. Ne avea contul ăla super șmecher. Încercai să-l convingi că skin changer-ul ăla de la Sound of nu e banabil. Și era banabil cu aia. Mamă, ce flic am dat. Și mamă, ce flic am dat. Da, tu să vezi ce flic am dat eu. Că aveam scopul pus, ești nebun. Hai, vină. Sau ce facem? No scope. Ah, bă, stai mă cu minte, mă. Băi, ți-am dat no scope, îți jur că ți-am dat, uite-te că și scrie că ți-am dat no scope. Deci a fost pur bulan, frate. Vrei un AVP? Mhm. Nu-ți dau. Câți bani ai? Cu aia ai 7000, puii mei, și ți-ai luat și AVP și tot ai 7000, dracu. No scope in the head, fuck off. Mamă, urât vorbesc băieții, frate, nu e frumos. Mamă, eu am 21 cu 5, ești nebun la cap. Bravo, Ilie. Aia zic, tati. Așa te vreau. Da, bă, băieți, probabil mâine, acum v-am promis că o să încep să postez zilnic, chiar dacă vă promit. Tu dai seama, mă, că eu le tot promit, mă, la abonați că postez, că vreau să postez zilnic de 3 videoclipuri încoace. Deci de 3 videoclipuri încoace tot zic, bă, băieți, o să postez zilnic de acum, dar acum chiar că vreau zilnic, am vorbit cu Ilie, facem frumosul Road to Global, să fie și el global pe contul ăsta. Mamă, m-au găsit abonații cu aia, s-au prins abonații că mi-a schimbat numele, fain că mi-a dat acum unul DNS mesaj că ți-ai schimbat numele și a început să râdă. Am fost demascat. Și v-am promis acum că o să facem global și pe competitiv și pe Wingman. O să-l bag pe Ilie. Tu ce rank ai, mă, pe Wingman? Mamă, contul ăsta nici n-a jucat Wingman, nici nebun. O să facem și pe competitiv și pe Wingman global. Și pe... Bă, chiar tu n-ai jucat chiar, că mi-ai zis tu că n-ai jucat niciodată Danger Zone. Mamă, mâine te iau la Danger Zone să filmăm. Easy. Mâine te iau la Danger Zone să filmăm, neapărat. Deci tu te gândești PUBG în CSGO? Că aș mai juca PUBG în CSGO. Nu știu, am zis că n-am jucat niciodată. Mamă, ce, n-ai idee ce pierzi. Bine, înainte erau super mulți ai care acolo, dar acum sunt mai liniștit treaba. Man, thank you. I'm global on my main account. Okay, brother, anytime. Add me, I can boost you anytime, no problem. Just for 5000 euros on the match, I can boost you. Ok, man, I send you, just send me a friend request. Ia uite-l pe bot, ce chill. Ce one tap i-am dat. Unde vin ăștia? BB. Hei, mamă, vezi că dam mesel la mare cheat are aici, nebun. Se uita la picioarele mele și mi-a dat cap. Dă-le fain runda asta. Da, dă-le fain runda asta, hai să te văd, frate. Hai să te văd, Iliuță. Fain, rău de tot.
Am zis, fine, obvious. Mamă, dar cum îți face ținta coaie tu, ce config ai? Mamă, ce... Coaie, ce config ai, coaie? Al tău, dar am dat la UPS, am dat... La aia de head, am dat maxim. Mamă, vezi cât ții bani. Tu după meciul ăsta, dacă mai joci, ții bani. Bă, tu știi cum sare ținta? Coaie, te uitai la 7 metri de capul lui, ai tras în cap și l-ai omorât. Și ți-a făcut flick ținta, coaie. Bă, nu mai juca așa, că ții bani. Ia uite-l pe ăsta ce face, fain că și ăsta are hack, fii atent. Bă, ce face ăsta, dă defuse la bombă? Coaie, ăsta nu dă defuse la bombă, tu vezi, man, why you don't defuse? Man, what the fuck? Coaie, tu vezi ce face? Hai să-i dăm, hai să-i dăm kick. Dă-i, dă-i. Dă-i kick, e terminat, coaie. Dă-i tu, what the fuck, man, kick, kick him. He's trolling. He's trolling, man, he's trolling, he's trolling. No, I don't want, I don't want, I want to win this, man. Kick him, man, kick him, he's trolling. He's trolling, we are going to lose. Mamă, are prieten în meci. Hai, dăm tryhard acum să câștigăm. Fuck you. Vrei să dăm tryhard să câștigăm? Nu știu, man, poate cum vrei tu, eu joc cum vreau eu. Băi, da, eu vreau să dai tryhard. Dau pe piste. Dai pe piste. Ia să vedem, dacă vin best, morți toți acum. Ah, fuck, o mers pe ea. Ce bulan. Păi, joci cum vrei tu cu aia, dar cred că mai bine jucai fără hack, ești nebun. Vrei să te min? Ia uite-l pe ăsta, mă. E baba, baba business. Baba business. Bă, ăștia spun, azi pe long, hai că vin pe aici. Pe baba business. Mane, m-am și eu cu un băiat loc. Păi frate, mamă, m-a omorât Speedy Gonzales. Hai să te văd, Iliuță. Bă, nu mai da, nu mai da ăla la maxim. Dar nu încerca să tragi din pit, du-te pe ei frumos, că era smoke-ul ăla. Bravo, așa. Hai că aici nu zbura ținta, bravo. Și pe ăsta poți să te duci un pic mai obvious, că e ultimul, dă-l dracu. Că așa mă duceam și eu pe ultimul. L-ai văzut, l-ai văzut, l-ai văzut. L-ai văzut cu aia, l-ai văzut cum a sărit în pui mei, că a sărit. O țopăit. Dă-i defuse, nu te juca. Ai, ai că ai defuse, ai poți. Secunde, câte secunde sunt până 10, 9, 8, 7, 6, 5. Dă-i, 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 acum, dă-i, acum, dă-i. Mamă, nu știu dacă l-ai luat, Ilie, ține-o, 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 ține-o. Mamă, la fix-o, e la fix, la milisecundă, e că e la mili... Mamă, 0,0. Uai. Uai, ce bulan, du-te dracu. Băi, tu știi că la milisecunde i-ai dat? Că i-ai dat după ce ți-am zis eu. Băi, dar eram prea departe de bombă și eu apăsam E și nu se întâmpla nimic. Mamă, la milisecunde ești... Mamă, hai mai 3 runde. Hai că am încredere în tine. Băi, la milisecunde ai luat-o, tu nu ești normal la cap, nu ești sănătos la cap. Băi, eu am pingul mai mare acasă decât la uncă meu cu aia. Și el are de 10 mega pe secundă. Mi-a dat la report că am dat defuse la bombă. Băi, tu stai îți dai seama cu aia cât bulan ai avut, 0,06 secunde. Nu clipești de atâta timp cu aia. Nice. Nice. Mamă, ce l-am culcat pe ăsta să moară familia mea. Nici n-am apucat să intre. Mori, 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 bravo, mă. Bă, mi-a sfurat kill-ul, frate. Bă, eu nu știu, nu mai știu dacă ultimul meci a fost win. Știu că am dat abandon la un meci. Parcă am mai filmat acum o săptămână și am câștigat meciul, nu? Nu mai țin minte. Cred că l-am câștigat. Bă, să mai apici orele cenasolii să postez o dată pe săptămână, că nici nu mai știu ce ai făcut în ultimul meci. Nici nu știu, e așa, e surpriză, nici nu știu dacă îți dă în cap, dacă nu-ți dă. Dar oricum, de acum v-am promis, băieți, mâine o să apare episod de Wingman, pentru că eu tot zic că o să postez Wingman, că uitați, am 130 de win-uri și încă nu știu rancul, pentru că a expirat rancul și trebuie neapărat, sunt foarte curios ce rancul o să iau, deși probabil că o să iau Gold Nova sau Silver, că atașa avea și pe competitiv, dar merită să vedem, poate omul juca mai bine Wingman, că pe Wingman oricum e mai easy. Mamă, dacă la cum îl omora pe ăsta, bot ce chill, mă cam pe mine de râs. Să-i morăm pe ăștia de pe mine. Ioi, ce-am făcut, bă, m-am speriat de la din spate. Mamă, ce-am tras pe... Mă omoră, te-am sigur că mă omoră. A dat linie până cu noi. Da, coaie. Bă, coaie, nu mai pot cu mesajele astea nenorocite. Omegle? Da. S-a mort tu. Da, coaie, m-a terminat coaie fetița aia la cap. Mamă, aș face funny moments de pe oameni. Cu ăla, până la mea, eu intram ăsta peste el și eu da skip-ul, mai știi? Mamă, ce funny moments aș face, dar Milene, mă, sunt prea multe faze și Milene, să caut, să văd care e ok, care nu e ok, mamă, n-am niciun chef. Sunt prea multe, bă, voi, tu te gândești că am vreo 300 de videouri salvate de pe Omega, Lilie. Coaie. Bă, vreo 200-300. Mi-a dat cuțit, coaie. Mi-a dat unul cuțit, un terminat. Armanem, babaneur, de ce ar ceafen? Bă, vezi că știe nebunul. Turc Varm. Turc Varm, zi-mi și eu. Mamă, ce naiba, asta-i turcă? Ce vorbești tu aici cu el? Da. Și știi turcă? Puțin așa, doar de pe Minecraft. Mă, ce? De țepele de pe Minecraft le-ai dat și la turci?
Da, știam de alea, Turk Varm, Team Olan, Team și Olan Skype Var. Team Skype. Olan înseamnă să faci, să faci echipă. Vezi că m-ai salvat. Și Skype Var înseamnă să vorbim pe Skype? Nu știu ce problemă aici. Nice, nice. Hai să dau eu defuse la bombă, să iau punctele. Să iau și eu golnova ăla. Să vrei tu să dai defuse? Bă, nu, nu mă omorâ, mă, că-ți dau ție defuse, nu fi terminat. E, dai mă, ai, ala la fix vrei. Tu nu vezi timpul? 9, da, da, 8, la câte, câte secunde? 6, 5, 5. Dacă-i dai acum, dacă lași eu, ești gata. Hăț. Alex, you are... Ce-o scris acolo? Că eu am aia să cenzureze activată. What your YouTube? My YouTube știu, is Raul 2K. Search for me and subscribe. Când o să vadă ea că-s cheater în pâinii mei. Mamă, dar tu vezi că pun bară după fiecare propoziție? Nu înțeleg de ce am ticul ăsta. I'm gonna report you. Report you. Raul is gay. Report for player instead. Mamă, ce reporturi îmi dau ăștia. Mai ții minte când făceam montaje de alea cu banii făpuri. Bă, dar ăsta-i terminat, regi. Coaie, mă moară cu cuțitul! Ce prostă-i, Doamne Iisuse. Blochează-l, 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 așa, că am sărit peste tine. Blochează-l, nu, lasă-l. Nu-l lăsa, stai că câștig eu rând asta, dar nu-l lăsa. Enervează-l până o ia razna. Mă pun în fața lui să-și ia bană. Stai că iau eu meciul ăsta. Mă runda, mă rog. Hai că iau eu, că mă ia și de la spate, în puii mei. Bravo, ia-l, omoară-l. Băi, nu fă de asta, Elie, numai, te omoară. Bravo. Hai, omoară-l pe ultimul, că GG ăla e slab rău de tot, nu știe de capul lui. Bravo, Iliuță. Ce zici, am luat în cap sau sal? Am luat în cap? Nu știu. N-am luat mare în cap, tu ai luat? Ai luat, coa, ai luat în cap tu. Da. Da, Silver Master Elite. Silver Elite Master, mă rog, ești pro, ești boss de boss. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Ia, fă tu. Nu uitați butonul de like, să strângeți și noi 1500 de like-uri. Dați și voi share pe story, dacă dați share pe story și îmi dați tag acolo pe story, o să... Bă, adevărat, fără mișto, băieți, fără mișto. Bă, dacă ați ajuns până aici la video, dați un share pe Instagram pe story și vă pun din nou la story, frate. Facem exact cum facem pe live-uri și vă dau și follow back. La aia, vă jur că la aia care mă pune pe story, vă dau și follow back. Și vă dă și Ilie follow. Bineînțeles. Na, hai, fă tu outro-ul din nou până la final. Asta-s că a venit Eugenia. Bă, fraților, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut!